Salutare toată lumea și bine ați revenit la un nou episod din minunata mea serie legendară și clasică de Minecraft Skywars pe care n-am mai făcut-o de o groază de timp și vreau să vă zic fraților că în ultimul timp n-am mai jucat deloc Skywars și am jucat astăzi câteva meciuri și sincer nu cred că o să mai joc vreodată Poate dacă vă place vouă foarte, foarte mult seria Pentru că altfel, pentru mine, o devenit super frustrant acest minigame Și o să vedeți de ce, probabil, în episodul de astăzi S-ar putea ca în episodul de astăzi să nu câștigăm niciun meci, Vă zic de pe acum Deci, vreau să pun așa un goal de like-uri Dacă nu strângem 6.000 de like-uri la episodul de azi Eu nu o să mai joc Skywars Adică știu că mulți dintre voi nu o să vă uitați la episod pentru că, bine, acum dacă mă auziți, vă uitați, deci vă salut. <laughs> da, așa ca idee, mulți s-au plictisit de seria asta, știi, și inclusiv eu m-am plictisit de minigame-ul ăsta și nu pentru că e nașpa, dar pentru că o devenit ridicol. Hai mă, mai dă -i. ha ha mai dă -i. Hai mai fi șmecher și mai dă cu undița ta șmecheră. Vin la tine pe insulă și te distrug. Nu vrea, mă. Vrea să mă blocheze aici sau ce vrea să facă? Ok. Oh my god, nu, 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 nu! Fraților, vedeți ce vă ziceam? Adică de ce vrea să joci un minigame în care poți să cazi din hart atât de ușor? Nu știu, nu înțeleg cum am atâtea win-uri pe minigame-ul ăsta, sincer. Nu înțeleg cum rezistam înainte, pentru că acum mi se pare că a devenit un joc de noroc. Nu mai contează skill-ul deloc, sau contează skill și joc eu prea prost. Nu știu, acum nu vreau să mă plâng tot episodul, așa că hai să trăim momentul. Hai să sperăm că o să fie bine de acum încolo, poate câștigăm și noi un meci așa. Mai forțat, știi ce zic? Da, uită-te ce ai, tăme, frate. Adică îmi dă cele mai groaznice iteme din lume. Pe bune, n-am ce să fac cu itemele astea. Sunt ridicol de proaste. Ok, hai că mi au dat chestul ăsta măcar ceva acolo, cât de cât. Putem băga enchantul pe buți. avem mm. Avem undiță pe care, sincer, eu personal nu prea o folosesc, dar ar trebui să o folosesc, pentru că toată lumea o folosește. Și toată lumea e foarte OP. Ce faci, boss? Mamă cum dă ăsta, bă cum dau mă jucători ăștia așa Deci uite-te cum dau unii Bă mai puțin ăsta Ăsta nu știu ce făcea cu viața lui da aparent Am reușit să-i fac mare combo acolo Și să-l distrug, ok eu sunt fericit Bă avem două săbi cu sharpness Am un projectile protection Bă m-aș duce înapoi pe insula mea să fac sabie cu sharpness 2 Adică de ce n-aș face asta Știi ce zic? u! Uh. Nice, ok. Putem să scăpăm acum de Sharpness 1, putem să scăpăm de multe iteme pe care le avem. Hmm, hmm. Hai să punem mundița, golden apple super utile. Ideea e că itemele din mijloc sunt super bune, frate, și dacă nu m-am dus în mijloc până acum, probabil e destul de târziu să o mai fac. Dar o facem, o mai rămas 3 playeri în afară de mine, ok, hai să vedem dacă reușim să-i găsim și să-i batem, sper să reușesc. Hai mă, ha Mamă, chiar trebuie să distrug bucata asta ca să pot ieși Faza e că player super bun, frate, cred ca asta e problema Adică gândiți vă și voi că astia au jucat probabil în continuu de vreo 2 ani până acum Adică ei nu au renunțat și nici nu vor să renunțe Oh, TNT-uri Mamă, 64 de bulgari Nu sună rău What? What? Mi-au dispărut bulgarii Ok, aparent 64, dar putem doar să Folosim 16 pe slot Ciudat Swiftness, ok Ar trebui să ne ajute swiftness-ul U, uh, u, uh, u uh. U, uh, u, uh, u, uh. nu nu prinde combo cu undița ta Nebună Mamă cum se ține omul deci omul chiar are planuri serioase, frate. Adică omul chiar își dorește să mă distrug. Adică nu glumește. Chiar nu glumește. Mamă! Bă, ce tactici, bă! Ce tactici murdare pe care nu le suport. Și-am pierdut din nou. Și-mi zice Gigi, ok, cum să mai joc Skywars? Hmm, mamă, frate, mă scuzați că sunt așa nervos, dar n-am cum să fiu altfel, frate, pentru că mini ul ăsta au devenit... Ridicol, ok. Hai să jucăm. Lasă, nu mă mai plâng. Ce-o fi, o fi, nu trebuie să câștigăm, nu ăsta e scopul, nu? Adică de ce ai jucat Skywars? Nu să câștigi, frate. Eu juc pentru nostalgie. Cred, nu știu, zic și eu. Adică joc pentru că am văzut comentariile voastre și deși știu că nu mulți o să se mai uite la seria asta pentru că deja e destul de veche, Asta e adevărul. Și mulți s-au plictisit dar așa pentru nostalgie, am zis, ba, hai mă să fac un clip. Ia uite, mă, peștea doi. Hai aruncă-te. Nu! Nu, nu, nu. Glumeam, glumeam, nu vreau să te arunci, nu, nu veni, nu. Pleacă, 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 pleacă. Oh, nice, 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 regeneration. Eu n-am un chestplate, acum observ. Deci tipul ăsta a avut mega mare avantaj față de mine. Faza e că pe insula asta e super greu să ajungi în mijloc, dar uite că a ajuns cineva. Rocky, te văd acolo. Deci sincer nu știu ce ar trebui să fac pentru că acum mi-e aproape imposibil să mai pot face ceva, gen să ajung în mijloc, nu prea am șanse și să bat pe cineva slabe șanse cu... Ok, îl urmărim pe tipul ăsta. Îl urmărim ca niște monștri ce suntem, nice! Nice, nice, nice! Ok, avem Golden Apple. Ia stai puțin să astup această groapă pentru că n-aș vrea să vină cineva. O să folosim Golden Apple-ul când plecăm de aici. Deci am sabie cu Sharpness Protection. Ok, o să încerc să fac enchant fără să îl bag de seamă pe tipul ăsta. O să încerc. L-am aruncat afară din hartă, mamă, aparent am reușit să-l arunc afară din hartă, printr-un miracol. Ok, ok, hai că merge bine meciul ăsta, am 3 kill-uri. Nu-i deloc rău. Trebuie să ajungem pe alte insule ca să putem să ajungem în mijloc. Asta dacă vrem să ajungem la refill ca să luăm iteme super bune. Trebuie să-i localizăm și pe ultimii jucători. Mai e unul singur, oh my god, o să mă focuseze la maxim, probabil. Oh, nu. Nu vreau să văd așa ceva. Mori, mă! Oh my god! E Rocky, tipul care a ajuns în mijloc. Mamă, de ce ești și nub? Ok. Deci nu mă las, eu nu mă las. Dacă nu câștig un episod, mă rog, un match, un episod, eu nu mă las. Trebuie să câștig un match. Am fost atât de aproape în ambele meciuri și aparent n-am reușit. Poate trebuia să mergem în mijloc, frate. Poate asta e ideea minigame-ului, să faci rush ca un nebun. Mm. 4 levele pentru un enchant Hai mai lasă -mă, mă Ok hai să mergem în mijloc Orice ar fi Nu ne abatem de la drum Chiar dacă ne dă asta cu o și ne aruncă afară Aia e Mamă cât de agresiv și cum dă asta cu sabia Parcă sabia lui are altfel Enchanturile decât ar trebui să aibă o sabie normală pe minigame-ul ăsta Ok, avem niște de astea pentru healing Avem un fire resistance, nu știu ce am vrea așa ceva Dar mă rog, hai să-l folosim Avem poison, frog's potion De fapt nu e poison, speed Și jump boost, ok Și o poțiune N-am mai folosit-o până acum Mamă Hai că nici nu e o pe jump boost-ul ăsta mamă, Mama! 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 mamă, 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 repede regeneration, repede, dă-le astea în coa, dă-le mă, ok, 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 nu, 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 câte nu bă mă frate, Oh my god, vă vine să credeți că s-a întâmplat asta? Nici mie, sincer, deci nici mie. What is this? Câștig oricum un meci. Am înțeles deja. Deja m-am încălzit. Deja nu o să mă mai bată ăștia. Deja mă mișc mega repede. Pam, ne trebuie asta. Pam, băgăm enchantul. Pam, punem blocul și... Pam, o venit el pe noi că de ce să mergem noi în mijloc? Oh my god! O să sparg monitorul azi, jur. Deci dacă sparg monitorul, vă rog să nu mă judecați, dar e oribil. Ce se întâmplă? O grămadă de donatori în fiecare meci, deci asta înseamnă că sunt player mega dedicați, care joacă 24 în 7. Cum jucam eu acum ceva timp. Dar aparent minigame-ul ăsta, dacă nu joci o perioadă lungă de timp, devine imposibil. Cel puțin asta e părerea mea. Acum nu știu, poate voi aveți o altă părere. Repede înșant pe sabie. Knockback. Păi e bun knockback-ul. Adică ar trebui să fie bun. Nu știu dacă e bun. Dar vedem noi. Protection și projectile protection. Hai nu mai dă niște levele, mă. Vreau și o să mă mișc repede și numai nu reușesc, aparent. Ok, hai să mergem în mijloc și să aruncăm pe toți afară din hartă cu sabia noastră cu knockback. Asta trebuie să facem Nu, nu, nu pe asta. Nu pe asta că ăsta are armură super bună Și deja l-aruncăm că n-avem cum Că nu eram în unghiu bun Hmm Uite asta nu pare să aibă o sabie prea bună Și nu pare să fie prea atent Am knockback bro Ar trebui să fi fost aruncat deja tu afar din hartă Dar normal că n-ai fost Normal că o să fiu eu ăla aruncat Nu Ați mai plâns vreodată jucându-vă un joc? Eu da, aparent Plâng, acum Și nu-mi place deloc Da, mă rog Hai, hai Mai jucăm, probabil episodul ăsta ar să aibă 40 de minute Ce să facem? Oricum, probabil o să fie ultimul meu episod de Skywars Adică, cine ar mai juca așa ceva? Adică n-am ce să zic, e jocul, dar frate, dacă e atât de pe noroc și nici nu contează, nu știu, felul în care joci, mie nu prea -mi place. Acum fiecare cu propria lui părere, Sharpness, da, asta e părerea mea. Ok. 4 levele. Hai, Tâi, levelele alea în coa. Pe vremea mea nu erau 4 levele, dar mă rog. Să mai schimba lucrurile pe aici N-am chestplate, că de ce să am eu chestplate? De ce aș avea chestplate pe acest minigame? Adică, nu avem nevoie. Ne descurcăm și fără. Ok, ok, hai că avem acum un chestplate de la tipul ăsta. Omul avea și el sharpness, deci asta înseamnă că trebuie să ajungem repede de tot pe insula mea ca să-mi fac sharpness 2. Vreau sharpness 2. Sharpness 2 sună ca și cum am câștigat meciul ăsta. o frate, ce mă enervează enchanturile. Ok. Protection. Ia, hai să enchantăm ăștia projectile protection. Da. Da, super enchant. Hai să folosim asta așa. Blocurile și hai să vedem. mai rămas un singur jucător. Ok, probabil e în mijloc. Clar e în mijloc. Clar are armura aia OP cu protection 4 și protection 5. E clar. Cum să nu aibă? N-am săgeți. Nu mă de ce fugi de mine. Desigur că hiturile tale sunt mega-ope și ale mele sunt mega ne op Oh my god! Îmi pare rău că mă bucur ca un copil mic, dar frate, am jucat vreo 30 de minute să câștig meciul ăsta. Mamă bă, sincer, am uzat minigame-ul, n-am ce să zic, dar dacă aș mai juca Skyward și dacă aș mai face episoade de Skyward de acum încolo, ar trebui să nu mai joc competitiv, știi? Pentru că dacă o să joc pentru win-uri o să dau rage și o să plâng. Așa că, fraților, da, sper că v-a plăcut episodul ăsta de Minecraft Skywars. Dacă v-a plăcut și dacă vreți să mai facem multe like-uri la episodul ăsta, dacă o să fie multe like-uri, pot să fie 10.000 de views și 5.000 de like-uri, eu sunt fericit. Adică nu contează vizualizările, contează like-urile ca să vă că vă place, pentru că mie îmi place să fac episoade pentru voi și de asta am și jucat Skywars. Oricum, eu am fost Max, fraților, și noi ne vedem data viitoare la un episod. Eu v-am pat, sper că v-a plăcut, sper că v-ați distrat aici altul de mine. Eu sincer m-am distrat, chiar dacă e frustrant în același timp. Și da, ne vedem data viitoare. Pa, pa.